Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi aș vrea să vă invit să facem lucruri frumoase împreună. Și de la bun început vă rog să intrați pe www.sprijină.ro și să sprijiniți. Ce? Să sprijiniți lumina, răspândirea luminii. Vreau să-i mulțumesc Lorenei Forna, prietenii noastre de familie, o tânără deosebită, pentru că a inițiat un proiect pe sprijină.ro și anume sprijină publicarea unei cărți esențiale, vă invit să vă alăturați proiectului nostru și să ne ajutați să tipărim ceea ce, iată, scriem de 2 ani de zile aproape, și anume cartea SMS-uri pentru tineri grăbiți. Haideți să continuăm seria aceasta. De la care mulți au de învățat câte ceva, de la mulți eu am avut de învățat câte ceva prin feedback-urile lor. Cu ani în urmă am scris cartea aceasta, SMS-uri pentru familii grăbite, nu cu foarte mulți ani în urmă, este ultima mea carte tipărită la editura Agaton la Făgăraș. Apoi înainte de aceasta Poetul Traian Dorz, o monografie omagială și prima mea carte, cartea de debut, SMS-uri pentru români grăbiți. Haideți acum, dacă doriți, să sprijiniți publicarea celei de-a patra cărți, și anume SMS-uri pentru tineri grăbiți, pentru că am așternut pe hârtie, sigur pe hârtia asta electronică a Word-ului, gânduri pentru tineri. Mai exact 31 de capitole, câte unul pentru fiecare zi a lunii. Voi pune linkul în descriere. Vă invităm să facem lumină și să împrăștiem lumina, pentru că o idee, e o scânteie care aprinde și cuprinde lumea întreagă să înțeleagă și să vină la lumină. Titlul live-ului de astăzi este cel mai mare influencer și aș vrea să vă întreb care considerați voi că este cel mai mare influencer al tuturor timpurilor. Eu sunt bucuros că am a avut ocazia să stau sub înrăurirea de idei și de inspirație divină a unuia dintre cei mai mari influențări ai secolului trecut în România, și anume preotul Iosif Trifa. Ia uitați aici, am doar o parte dintre cărțile publicate de inimosul preot din inima ardealului, din Sibiu, după cum îl numeau mai mari vremii de la Noica, Până la Gala Galaction în secolul trecut. Iată doar câteva dintre publicațiile, dintre cărțile publicate, și nu doar publicații, pentru că el a fost redactor la câteva publicații, și anume Lumina Satelor, Oastea Domnului, foile din Sibiu, Lansate spre întreaga țară și chiar diaspora, Isus Biruitorul și altele. Am în spate una dintre publicațiile lui, o colecție de ziare vechi, îngălbenite de trecerea timpului, dar îngălbenite și prin prisma slovelor de aur pe care le citim în astfel de, de ziare. Și aici chiar avem n-am căutat asta, s-a întâmplat să deschid aici și după ce am deschis și am pus în decor această publicație, această foaie veche a preotului Iosif Trifa, uh, am văzut că anunță lansarea unei noi cărți uh, pe care el a scris-o între cele 32 de cărți, dacă bine le-am numărat, uh, și anume, iată, uh, a ieșit de sub tipar marea și minunată carte cu alcoolul, spunea Părintele Iosif Trifa, o carte unică în felul ei, o carte care face cinste oastei și țării noastre și poate fi tradusă în orice limbă Iată ce amvergură internațională viza Părintele Iosif Trifa O carte mare cu 175 de pagini și cu peste 90 de chipuri le numește Părintele Iosif Trifa în, hai să spunem, reclama în live-ul de prezentare a cărții, sigur, live, sub formă tipărită, pe vremea respectivă televiziunea era inexistentă, în România, funcționa radioul doar aici și acolo. Dar iată, Alcolul, duhul, diavolului, tipul de pe coperta cărții, tipărit în patru culori, cea mai frumoasă copertă din câte am avut până acum la cărțile oastre. Iată, o lansare de carte împreună cu o altă lansare de carte. Da, mi-a răspuns câțiva dintre voi, cel mai mare influencer este Isus Hristos. Și avem argumente pentru asta. Dați-mi voie să vă lecturez câteva fragmente din acest capitol, pe care îl dedic cititorilor tineri, care vor citi, vor lua și poate chiar vor sprijini tipărirea cărții SMS-uri pentru tineri grăbiți. Citez: Cel mai mare influencer al tuturor timpurilor a murit și a înviat. A trăit cu mii de ani în urmă. Are toate trăsăturile unui influencer: carismă, content, creativitate și multe altele. Fanii sau urmăritorii lui mergeau peste tot după el, pe munte, pe mare, literalmente pe mare, fiindcă el umbla și pe apă, iar odată un follower a încercat să pășească și el pe valuri. A și reușit pentru câteva momente followerii îl urmau în deșert, în orașe, în sate, peste tot. Nu a scris nicio carte, dar este omul despre care s-au scris cele mai multe cărți. Nu a făcut niciun film, dar despre el s-au făcut zeci, sute de filme. Nu a jucat teatru, dar nenumărate piese la un lista de personaje. S-a născut într-o peșteră, a crescut ca un necunoscut într-un sat din Palestina, a avut câțiva ani, vreo trei și jumătate de activitate publică, dar a revoluționat lumea prin iubire. Poate v-ați prins, e vorba despre Isus Hristos. Realitatea existenței lui nu poate fi negată, fiindcă istorici antici, precum Iosif Flavius, îl amintesc în cronicile lor. Ce este surprinzător, mi-aș permite să spun unic la acest influencer, două lucruri. Cuvintele lui și faptele lui. Discursurile și replicile lui sunt celebre. Mulțimile erau uimite de monologurile lui, de contentul pe care îl realiza. Elitele erau răvășite de dialogurile cu el. Oamenii simpli căutau prezența, făceau totul pentru a-l vedea, pentru a-l atinge. Fiindcă dacă erau bolnavi, se vindecau. În orice caz, esența cuvântărilor lui se concentra asupra relației omului cu Dumnezeu. În arhi cunoscuta predică de pe munte, Isus a vorbit despre fericiri, fapte bune, milă, rugăciune, iubirea aproape lui, casa zidită pe stâncă și a dat urmașilor lui, creștinilor, rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Vă ofer mai jos câteva mostre de înțelepciune care au devenit citate universale Iată câteva dintre cuvintele lui Isus. Este scris că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Altul. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, Ca unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Un alt citat. Dacă veți avea credință în voi cât un greunte de muștar, veți zice lui acestuia, mută-te de aici dincolo și se va muta și nimic nu vă va fi cu neputință de veți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Voi sunteți sarea pământului, dacă sarea își va pierde gustul, cu ce va săra? Voi sunteți lumina lumii. Iată doar câteva dintre citatele lui. n sări peste următoarele, eu sunt calea, adevărul și viața. Fericiți cei cu inima curată, căci aceea ce îl vor vedea pe Dumnezeu. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Sau să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și din toată puterea ta. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cui nu-i place următorul citat? Cereți și vi se va da. Căutați și veți afla. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, primește și cel ce caută află, iar celui ce bate îi se va deschide. Sigur, citatul poate cel mai dificil dintre toate este Iubiți pe și voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi. Acum, vă rog, găsiți și voi citate similare la influencerii de azi. Veți vedea că profunzimea expunerilor hristice este net superioară. El îi învăța pe cei ce îl urmau cu putere, care realiza nu doar un proces comunicațional de informare, ci de transformare. Oamenii erau mișcați de cuvintele acestui influencer, de cuvintele cuvântului, fiind supranumit așa de Sfântul Ioan în Evanghelia sa. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Iată, cei care îl urmau se transformau din criminali Deveneau oameni pașnici, din corupți deveneau oameni cinstiți, din prostituate deveneau virtuoase. Și acum lumea e plină de cuvinte. Ne-am săturat de atâtea cuvinte ale politicienilor, de ce nu ale dascălilor sau ale părinților, ale prietenilor. Dar Hristos n-a cuvântat doar el a și înfăptuit. Acțiunile sale se ridică la înălțimea vorbelor. Iisus Hristos a hrănit oamenii flămânzi, mii de oameni flămânzi, fiindcă i-a păsat de ei. Apoi a făcut o serie de acte inexplicabile din punct de vedere medical sau științific, dar incontestabile din punct de vedere social, fiindcă minunile săvârșite de el au avut martori și au fost atestate de specialiști ai vremilor acelora. A vindecat oameni bolnavi, a redat văzul orbilor, i-a făcut pe sur să audă din nou. Le-a restabilit sănătatea psihică celor abuzați, ba chiar a redat mobilitatea unor persoane paralizate. A oprit hemoragii, a însănătoșit oameni cu boli incurabile la acea vreme, spre exemplu lepra. Și peste toate acestea a rezolvat eterna problemă a omenirii, sensul existenței și moartea. Isus a înviat din morți, Oameni decedați prin cuvânt, dovada supremă a puterii sale. În plus, leadership-ul lui a fost fără cusur. A ales 12 discipoli, a fost înconjurat de alți 70, a format echipe pe doi câte doi, nu doar le-a spus ce să facă, ci și le-a arătat cum să facă, a condus prin puterea exemplului, nu doar de la înălțimea poziției sale. La o cină memorabilă, a demonstrat zmerenia, s-a făcut mic, cel mai important lucru pentru un lider mare, spălându-le picioarele ucenicilor lui într-un gest de o încărcătură simbolică extraordinară. Dar cel mai important și-a prezis nu doar moartea, orice nebun ar putea să facă acest lucru, ci și învierea. Ei bine, învierea nu ți-o poți administra singur, cu excepție, dacă ești Dumnezeu. El a influențat oamenii iubindu-i. Acesta e cel mai important aspect. Rețineți-l. Nu a iubit doar la nivel declarativ, de pe buze. Cel mai mare gest de iubire este sacrificiul suprem. Isus Hristos a murit pentru umanitate, fiindcă a iubit umanitatea. Ce influencer v-aș întreba eu astăzi? Are puterea să moară pentru followerii lui? Dacă prin asta i-ar salva pe ei? Desigur, e o întrebare retorică. Ei vor muri și moștenirea lor va fi stocată pe niște servere de pe, de la Facebook, Instagram, TikTok sau YouTube. Dar mă întreb peste 100 de ani, peste o mie de ani, cine își va aduce aminte de Shelley, Dorian, Antonia, Ronaldo, Kim Kardashian sau Justin Bieber? După moartea lor, la sute de ani, cine își va aduce aminte de ei? Doar întreb. Nu am răspuns. Și vă invit să facem un exercițiu de imaginație. Vreți să facem o comparație? Astăzi, Isus este cel mai mare influencer ever, mi-aș permite să spun, pentru că are peste 2 miliarde de urmăritori. Atenție! La 2000 de ani distanță de când el a trăit pe Pământ. Cel mai urmărit influencer pe Facebook este Cristiano Ronaldo după toate statisticile. Căutați să vedeți câți urmăritori are și m-aș uita peste 2000 de ani dacă va mai exista Facebook. Prieten, aș putea spune și scrie tomuri întregi despre Isus, fiindcă îl ador, îl adorăm. Poate într-o bună zi voi scrie și o carte, Isus al meu. Dar până atunci vă las pe voi să-l descoperiți din Evanghelie. Poate din textele pe care le scriem și noi pe Facebook sau în cărțile pe care le publicăm cu ajutorul vostru. Și da, dacă aveți nelămuriri, aș fi mai mult decât bucuros să povestim sunt destul de ușor de găsit. Închei aici incursiunea mea în acest capitol, cel mai mare influencer, din următoarea carte SMS-uri. Și dacă vrei să fii ctitorul unui edificiu cultural, spiritual, unui edificiu de înțelepciune, dacă vrei să continuăm seria SMS-uri pentru români, pentru familii. Și dacă vrei să apară și a treia carte de SMS-uri, a patra, după cea despre Traian vă invit să intrați chiar acum, haideți, chiar acum pe sprijină.ro și haideți să pornim la drum în acest proiect minunat pe care Lorena Forna, prietena noastră de familie, l-a creat pe acest site de crowdfunding, pentru că da, sunt cheltuieli de tipărire pe care Trebuie să le suportăm și sunt cheltuieli de lansare. O să vă invităm la lansare. Dacă doriți să fiți prezenți, vă invităm cu drag de pe acum și vă vom anunța din timp. Mai mult decât atât, vreau să îi recompensăm pe cei care fac o donație generoasă și veți vedea acolo recompensele pe sprijină.ro. Voi pune linkul exact la proiectul nostru pentru că site-ul acesta conține mai multe proiecte și îi felicit pe cei care l-au creat pentru gândul pe care l-au. De a sprijini proiecte de genul acesta. Sunt foarte multe cărți care sunt sprijinite prin sprijină.ro, de aceea vă invit să ne ajutați în demersul acesta și, de ce nu, să fiți recompensați. Voi publica și vom publica după finalizarea proiectului și după realizarea investițiilor, da? după ce facem cheltuielile, voi publica o listă concretă, detaliată, exactă cu cheltuielile, pentru că dacă banii au fost strânși public, la fel trebuie raportul să fie făcut public. Așadar, vă invit pe sprijină.ro și un mic influencer, un extrem de modest influencer, vă invită să influențăm împreună în bine lumea și în special generația tânără. Nu așa că au nevoie de mentori, de îndrumători nu așa că trebuie să li se spună pe un limbaj accesibil adevărul? nu așa, dragi tineri, că vă este comod, vă este ușor să acceptați adevărurile esențiale ale existenței, principiile verificate în timp, dacă sunt spuse într-un limbaj accesibil, într-un limbaj pe care voi îl utilizați astăzi, cu pasiune și compasiune? Haideți atunci să sprijinim tipărirea acestei cărți. Lucru pentru care vă mulțumesc, și până data viitoare vă doresc să iubiți limba română, fiindcă, nu uitați, veți gândi românește toată viața.